Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. În zilele astea, guvernul și panica de virus ne-a închis în casă, ne-a răpit majoritatea activităților pe care le făceam înainte, adică exact în zilele când Dumnezeu a decis să ne lase fără multe din ceea ce ne ocupa timpul înainte, a decis să ne închidă, să ne izoleze. În zilele astea avem prilejul să începem să privim nu în afară, cum facem de obicei, ci înăuntru. Să privim înăuntru sufletului nostru, înăuntru casei noastre. Și pironindu-ne privirea acolo, putem simți, putem vedea dorințe, năzuințe, putem vedea o sete a sufletului pe care nu vedeam și nu simțeam înainte. Vremurile de răstriște și de stres au abilitatea asta de a scoate ca dintr-un vulcan adânc simțăminte și dorințe pe care nici n-am știut că le avem. O vreme în urmă, un prieten mi-a mărturisit frustrarea lui cu privire la relația lui cu Dumnezeu. Se simțea așa uscat și străin. Știa că trebuie să fie mai mult decât o înțelegere intelectuală toată relația asta. A trebuit să fie așa un soi de relație, o legătură ca între doi prieteni sau ca între doi dușmani măcar. Ce ar putea să facă, ce ar putea să gândească, să spună, să stârnească focul ăsta care ar trebui să fie simțit între noi și Dumnezeu? Cam în același timp, un alt prieten mi-a spus despre lupta pe care o duce continuu cu unele obiceiuri care îl înrobesc. Obiceiuri de care ar vrea să scape. Ce ar putea iniția? Așa ceva care să-l ajute în lupta asta personală. Și privind în urmă, mi-am dat seama că, fără să mă gândesc mult, le-am scris ca la amândoi cam același lucru. Ceva despre care aș vrea să vă vorbesc astăzi. Pe amândoi prietenii mei am sfătuit să înceapă un anume obicei, o anume practică. Ea a fost benefică pentru mine și în situații de uscăciune sufletească și în situații de luptă spirituală. Care obicei? Care practică? O zi de post și de umblare cu Dumnezeu. Vreau să vă vorbesc astăzi despre o zi cu Domnul. O zi de vacanță, de aventură, de odihnă, de luptă. O zi magică cu Dumnezeu. Știți cum sunt sfătuiți tinerii căsătoriți și cei care sunt căsătoriți de mult chiar? Din când în când, așa o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, soțul o invită pe soție să petreacă câteva ore sau poate o zi întreagă împreună. Fie la o plimbare, la o gustare, doar ei doi. Lasă copiii cu cineva și dispar amândoi o vreme singuri. Un soț care a făcut asta poate să fie sigur că soția lui își va aminti cu zâmbet în inimă 100 de ani de aici înainte de zilele acelea. Iar un soț care nu a făcut asta poate fi sigur că soția îi va aminti lui până peste 100 de ani că nu a făcut asta niciodată. Cumva, în același timp, avem posibilitatea să-L invităm pe Domnul, pe Dumnezeu, să petreacă o zi cu noi. Doar noi doi. Partea magică aici este că în ziua asta când îl invităm pe Domnul cu noi la plimbare, nici nu e nevoie să plecăm nicăieri, nici să fim măcar singuri, fizic, acolo unde suntem. Relația asta este una a Spiritului și Duhul nostru împreună cu Duhul lui Hristos pot singur să fiu în mijlocul unei mulțimi. Pot să fii singur cu Dumnezeu în sechestrul unui apartament plin de copii. Acum, la ce este bună o astfel de zi? Ce rezolvi? Ce cauți? Ce legătură este între a nu mânca și umblarea cu Dumnezeu? Între a nu mânca și umblarea cu Dumnezeu nu este absolut nicio legătură. Post nu înseamnă doar să nu mănânci. Însă legătura care se formează cu Dumnezeu într-o zi adevărată de post, nu doar într-o zi în care nu mănânci, legătura asta este inestimabilă. Când omul se gândește la o zi de post, se gândește în general la suferință, ceva sacrificiu. I se face foame doar gândindu-se la asta. Se gândește la stres. Probabil că este și așa ceva în primele încercări. Dar apoi, esența, frumusețea zilei de post cu Dumnezeu
devine așa o ieșire din tumult, o luptă alături de Dumnezeu, o taină, o împărtășire de secrete, o liniște adâncă, o răscolire a sufletului, prilej de lacrimi, de râs, o incursiune în trecut, în viitor, un dialog între vocea rațiunii și cea a credinței, devine o aventură. Pentru cei ce se luptă cu vicii de care nu pot scăpa, arma asta este năpraznică când este folosită așa cum a fost menită. Este grozavă din două motive. În primul rând, este faptul că o zi de post reprezintă un exercițiu al voinței, voință care este testată acum cu cel mai vechi obicei pe care îl are un om, obiceiul, meteahna asta, de a mânca. Niciun obicei nu este așa vechi ca asta. Din pântecele mamei ne-am format dorința asta și am hrănit dorința în fiecare zi, aproape fără excepție. Niciunul din noi nu a fost alcoolic sau drogat sau stricat moral așa de lung timp. Niciun viciu sau niciun obicei bun care a pus stăpânire peste noi nu are așa longevitate. Omul care învață să-și controleze cele mai vechi obicei, cel mai vechi obicei, cel de a mânca, învață să-și controleze voința în multe, multe arii ale vieții. În al doilea rând, postul este o armă năpraznică pentru că schimbă o cădere într-una din cele mai puternice biruinți. Acum, ce spun eu aici? Când diavolul ne înrobește cu un viciu sau cu un altul, ultimul lucru la care el se gândește și plănuiește este ca viciul ăsta să se transforme brusc într-un atac dureros pentru el sau pentru împărăția lui. Natura și scopul căderii morale era să te paralizeze de orice lucrare a Duhului, să te pună pe o pistă moartă, să facă din om un paralizat. Dar un om care din pricina unui viciu sau la fiecare cădere dintr-o dată generează o zi de post și de părtășie cu Dumnezeu, devine o afacere foarte proastă pentru diavol. El a vrut să-l paralizeze și iată că omul ăsta practică una din cele mai grozave discipline spirituale. A vrut să-l pună pe linie moartă. Și chiar ispita sau căderea lui îl împing pe om acum mai aproape de Dumnezeu. Îl pun pe genunchi, la rugăciune, îl pun în fața Scripturii. Îl aduce pe om la meditație, la contemplarea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, diavolul își dă seama că pierde enorm mai mult decât câștigă. Și atunci decide să fugă, să plece, să te lase în pace pentru o vreme. Începe să se teamă de om, de același om de care își bătea joc. Așa se explică versetul din Scriptură care spune: împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Postul este o armă grozavă pentru orice om care are o voință slabă într-o latură sau alta vieții. Însă farmecul și frumusețea unei zile de post și plimbare cu Iisus este mult mai mult, mult mai grozav decât partea de luptă a postului. După o vreme, asta devine o adicție, o atracție pe care o aștepți în fiecare săptămână, ceva pentru care te pregătești, așa cum te pregătești pentru o excursie sau pentru o vacanță, pentru o vizită a unui iubit. Pentru voi, cei care vreți să încercați să invitați pe Domnul cu voi într-o zi specială de post, am să vă spun cam ce am spus celor doi prieteni ai mei. Să zicem că te decizi să încerci asta o zi pe săptămână. Uite, să zicem, ziua de luni va fi o zi de post și de umblare cu Domnul, așa într-un mod special. Cam ce faci în ziua aceea? Cum o duci la capăt? Ce aștepți de la ea? În dimineața de luni, pui ceasul pe la 5:30 dimineața sau 6 să te scoali. Asta înseamnă că te vei culca un pic mai devreme ca de obicei. Ziua de post, de fapt, o începi cu o seară înainte. În seara aia dinainte te vei gândi la un psalm sau la un pasaj mai larg din Scriptură pe care îl cunoști pe din afară. Dacă nu cunoști un pasaj mai larg care să-ți ocupe câteva minute bune de recitație, atunci iei lângă tine, în pat acolo, Biblia, fie pe celular sau pe un iPad sau scrisă, și încep să-ți memorizezi, să-ți reciți acolo singur în pat la culcare. Eu sting lumina și încep să iau la rând pasaj după pasaj pe care l-am memorizat până adorm. Dacă rămân undeva blocat, mai uit. Deschid celularul de lângă mine și mă uit nițel unde am rămas. Mă uit să văd ce vine.
Îl sting apoi și continui până rămân iar blocat și iar și iar. După vremea adorm, vorbind cu Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu, vorbind sufletului meu cuvintele memorizate de mine. Asta poate să dureze 5 minute până să adorm, sau câteodată o oră. Și dimineața ceasul te scoală la 5 jumate sau la 6. Înainte să cobori din pat, acolo cu ochii închiși, îți aduci aminte de versetele cu care te-ai culcat aseară. Îi spun în dimineața asta, bună dimineața Domnului, și îi spun cât de bucuros sunt că azi, eu cu el, vom avea o zi specială între noi doi. În casă este liniște la ora. Îți găsești un loc singur. Tatăl meu, de exemplu, nu avea o cameră unde să fie singur. Avea 7 copii și apartament mic și intra la noi, în camera unde dormeau cei doi băieți, eu și Alecu, gândindu-se că la ora aia noi dormim duși. Și acolo începea el ziua cu Dumnezeu. Știu pe altcineva care se închidea dimineața în baie. Era singurul loc unde putea să fie ea singură o oră. Și aici, de unul singur, încep ziua cu Dumnezeu. Acum asta e mai ușor de zis decât de făcut. Nu ați încercat să vă rugați o dată 5 minute și apoi ați băgat de seamă că ultimele 4 din 5 v-ați gândit la ce aveți de făcut, la ce ați uitat să faceți, la tot felul de probleme, la scorul de fotbal de ieri, la filmul care l-ați văzut acum 2 zile, la obrăznicia cu care copilul tău ți-a trântit în nas, la ce bani ai pierdut, la ce bani poți câștiga. Există o perioadă de timp până ce mintea și sufletul se liniștește și împinge afară grijurile și frământările pe care le avem. Cu vremea timpul ăsta se va scurta. De aceea încep cu o citire ușoară care să-ți acapareze treptat atenția. Iei un pix în mână cu care poți să subliniezi ce vei citi și citești psalmii din ziua de azi și capitolul din Proverbe. De exemplu, azi când vă spun eu lucrurile astea, este 12 mai. Și citesc psalmul 12, 42, 72, 102 și 132. V-am mai spus eu de așa ceva. Citesc apoi Proverbe 12. Și citesc psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, mă opresc nițel. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Aici vreau să ajung astăzi. Doamne, prietenul meu, mântuitorul meu, aici vreau să ajung până la sfârșitul zilei, cum dorește un cerb izvoarele de apă. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Doamne, dă-mi setea asta de tine, dă-mi-o astăzi, în ziua asta deosebită între noi doi. Citesc psalmul 72, care vorbește despre împărăția de 1000 de ani, când Hristos va domni pe pământ și va pune toate lucrurile în ordine. Citesc psalmul 102, unde înveți că în mijlocul la cele mai grele necazuri există așa o bucurie grozavă. E bucuria că lui Dumnezeu îi merge bine. Domnul împărățește, el nu îmbătrânește. El este veșnic, zilele lui trec din generație în generație. El va rămâne după ce toate celelalte vor dispărea, după ce eu voi dispărea. Și va rămâne același fericit Dumnezeu. Eu sunt necăjit, spune psalmistul, dar Dumnezeu e fericit. Eu sunt limitat, dar El este fără limită. Eu sunt aici doar o vreme, dar El e veșnic. Și așa mă pot bucura de bucuria și veșnicia care este în El. Mă întreb, Doamne, este posibil oare să ajung să mă bucur doar pentru că Tu ești, doar pentru că Ție îți merge bine? Cum de sunt așa absorbit de mine însumi? Cum de mă bucur sau cad în tristețe doar din pricina la ce mi se întâmplă mie? De ce sunt eu așa important? Cum de nu văd că tot ce contează în univers ești Tu? Prin toate astea care le citesc, subliniez așa frazele care îmi răsună în inimă, cele care au un ecou acum, acum, pentru situația în care sunt. Încerc să intru eu acolo în psalm. Peste o lună, când voi citi iar psalmul ăsta, alte lucruri îmi vom veni în inimă și în minte. Acum însă le am pe astea. Psalmii se citesc așa cum asculți un concert, o piesă frumoasă de muzică. Nu trebuie să înțelegi detaliile. Trebuie doar să auzi. Este pentru inimă, emoție, suflet, e un medicament. Când ajungem să la Proverbe, citim Proverbe 12 pentru ziua de azi.
Acum asta e altceva. Dacă doar citești proverbele ca pe orice altă parte din Scriptură, vei vedea că după ani și ani de zile tot nu ai reținut nimic. Proverbele nu se citesc doar, se privesc cu lupa. De aceea partea asta cu proverbele, dacă nu mai ai timp acum dimineață, o faci mai târziu, când vei lua o pauză. Dar când te vei apropia de proverbe, vei citi cu o anumită particularitate. Citesc capitolul cursiv și, dacă pot, subliniez pe unde am văzut ceva care mi-atrage atenție. Asta durează 5 minute. Dar apoi revin la unul sau două sau trei din spusele pe care le-am citit sau le-am subliniat. Și învăț cum se citește o analogie. Aproape fiecare proverb are două fraze. Fie că una este opusul celelalte, fie că una o întărește pe cealaltă. Fiecare din astea două fraze are cel puțin trei cuvinte cheie care devin analogii cu celelalte trei cuvinte cheie de la a doua frază. Primul cu primul, al doilea cu al doilea, al treilea cu al treilea. Unele chiar au patru cuvinte cheie. Uite, de exemplu, Proverbe 12 cu 1. Cine iubește sfatul, iubește știința sau cunoștința. Dar cine urăște mustrarea este prost. Eu v-am tradus cum trebuie tradus, că traducerea românească aici este nițel greșit. Asta sunt două fraze aici. Cine iubește sfatul, iubește cunoștința. Asta este una. Și a doua frază. Cine urăște mustrarea este prost. Uite, aici sunt doi oameni, amândoi notați cu cuvântul cine. Doi oameni. Unul iubește, altul urăște. Dar de ce la unul din ei spune despre sfat și la altul despre mustrare? De ce nu spune unul iubește sfatul și altul urăște sfatul? Sau unul iubește mustrarea și altul urăște mustrarea? De ce unul din ei capătă sfat și celălalt capătă mustrare? Amândoi oamenii primesc aceeași învățătură de undeva, de la un profesor, de la un pastor, de la un părinte, de la un bunic. Cineva le dă un sfat, o învățătură. Unul o primește, mai mult decât că o primește, o caută, o iubește. Pentru el, apoi, consecința, spune aici, este cunoștința, știința, înțelepciune. A câștigat ceva de preț. Acum, când se dă un sfat la o mulțime de oameni, unii primesc, unii nu primesc. Celălalt n-a primit. De câte ori n-am respins și noi fiecare sfatul unui părinte, a unui învățător? Nu primesc, eu știu mai bine. Și atunci, ce face Dumnezeu? Te lasă baltă? Nici momenela. Dumnezeu îți trimite acum al doilea val, a doua șansă. Îți trimite presiune, mustrare, consecință. Vine un rezultat care vine de data asta cu viața, nu mai vine cu vorba. Mi s-a spus, de exemplu, nu te duce acolo, nu te băga între oamenii ăștia. Nu au nimic, eu știu mai bine. Nu am nevoie de sfat. Foarte bine. Dumnezeu nu te aruncă la gunoi. Își dă seama că nu poți să asculți de vorbă, de sfat. Și atunci trimite peste tine consecințele vieții, care vin ca o mustrare, ca o presiune. Iar aici oamenii se împart iar. Unii răspund lui Dumnezeu și se vor vindeca. Dar alții, cei mai mult, răspund cu ură la mustrările vieții. Se înrăiesc mai tare, se încăpățânează mai rău, strâng pumnii, strâng dinții. Și atunci rezultatul este vizibil pentru oricine de afară, în afară de omul ăla. Rezultatul este prostie peste prostie, lipsă de logică, cădere din cădere, lipsă de gândire elementară, o cădere dintr-o groapă înaltă. Unul care iubește faptul că e sfătuit devine din ce în ce mai înțelept. Altul care se învață să respingă sfatul, apoi se va trezi că începe să urască toate consecințele care vin peste el. Asta este o analogie. Sfat sau mustrare? Iubire de sfat sau ură față de mustrare? Din asta fie capeți cunoștință, înțelepciune sau capeți prostie crasă. De ce nu spune iubire de sfat și urârea sfatului? De ce prima oară este sfat și a doua oară este mustrare? În fiecare proverb, una din cele două fraze este colorată specific într-o anume direcție, ca să înțelegi unul din multele unghiuri de a vedea același adevăr. Uite versetul 4 din Proverbe 12. O analogie tot așa în două fraze.
O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. De fapt, îți spune acolo, o femeie de caracter este coroana bărbatului. Bun. Trei cuvinte. O femeie de caracter, coroana bărbatului. A doua frază, dar cea care face de rușine este ca putregaiul în oasele lui. Cea care face rușine este ca putregaiul în oase. Trei cuvinte aici care se aliniază cu primele trei. Femeie cu femeie, cea cu femeie, rușine, comportare rușinoasă. Putregai în oasele bărbatului. Ai aici analogii. Trei cuvinte care se lipesc între ele. La prima frază e o femeie și la a doua frază e o femeie. La prima frază este de caracter. La a doua frază este face rușine. Iar la prima frază este cunună sau coroană și apoi este putregai. Două femei și doi bărbați. Una este o femeie de caracter cinstită, la cealaltă nu se spune că e necinstită. De ce nu se spune una e cinstită și cealaltă e necinstită, sau una e de caracter și cealaltă e fără caracter? Fraza a doua, dintr-o dată, îți dă o culoare aparte, îți dă o anumită latură a lipsei de caracter. Una din miile de laturi de lipsă de caracter. Este una din ele, e descrisă aici în proverbul ăsta 1. Lipsa de caracter are multe fețe. Aici, în particular, vei învăța una din felurile în care discern la tine sau la oricare om din lume lipsa de caracter, doar o metodă. Aici lipsa de caracter se definește într-un anume mod, rușine sau comportare rușinoasă. Ceva care îți aduce sângele în obraz, poate felul de îmbrăcăminte a ei, poate vorbirea care îți face să-ți întorci fața. Iar apoi a treia analogie este zguduitoare. Caracterul primei femei devine obiectul mândriei și a laudei soțului ei. Ăsta se împodobește pe cap cu imaginea soției lui ca o coroană. Ea devine coroana lui. Ea este pricina laudelor lui. Ea este pricina faptului că alți oameni îl respectă pe el. Pentru că e cineva, are o soție așa ca o coroană. Ea devine steagul lui, pricina bucuriei și a mândriei lui. În gura mare vorbește de ea. Se vede de la o poștă care o satisfacție grozavă că-i soțul ei. Iar aici opusul unei coroane vizibile pe cap este ceva surprinzător, ceva ascuns. Este ceva în mădva oaselor, durere și putregai. Este soțul care nu știe cum să se ascundă. Are o soție care pricinuiește cele mai adânci și dureroase și ascunse dureri. Este unul care trebuie să o ascundă, să schimbe vorba când se vorbește de ea. Durere ascunsă. În câte case am văzut asta? Locuri unde soția și mama este respectată și înălțată pe piedestal. În alte locuri unde nu știe familia unde să o ascundă. O mulțime de imagini încep să vezi când ajungi să legi între ele acele 3-4 analogii ascunse în fiecare proverb. Bun, astăzi ai ajuns de ajuns aici. Ai notat două proverbe din capitolul 12 și ți-ai scris notițe, ți-ai scris aplicații, ți-ai scris imagini. Pe 12 iunie vei veni iar aici și atunci vei mai găsi două. Și pe 12 iulie iar vei veni și vei găsi alte două. În 2 ani vei înțelege adâncimea și sute de aplicații din cele 28 de versete din capitolul ăsta. Și vei avea zeci de pagini și de notițe și de aplicații și de imagini din capitolul ăsta. Vei înțelege cum să discerni o mulțime de lucruri. Dar acum au trecut deja probabil vreo 45 de minute și în timpul ăsta mintea și sufletul s-au ghidat, s-au canalizat în lucrurile și în secretele lui Dumnezeu. Astea îți vor fi de folos și peste o oră când îți vei aduna toată familia și veți trece împreună prin capitolul 12 din Proverbe. Acum ești pregătit. Ai să vrăjești imaginația copiilor tăi, ai să ai ce teme să le dai lor să facă. Acum poți avea prima sesiune de rugăciune directă, timp dedicat exclusiv vorbirii cu Dumnezeu. Aici majoritatea oamenilor se sufocă. Nu știu ce să spună dincolo de 5 minute la rugăciune. Problema asta apare din faptul că noi gândim că trebuie la rugăciune să-L informăm pe Dumnezeu de ce se mai întâmplă cu noi. Și la un moment dat ne dăm seama dacă chiar există Dumnezeu acolo, trebuie că El știe deja. Iar dacă nu există, ne răcim gura degeaba.
Acum și într-un caz și în altul, slujba asta de a-L informa pe Dumnezeu ce noutăți s-au mai întâmplat devine stupidă, foarte repede. Nu e de mirare că ne sufocăm. Și atunci unde să încep? Astăzi sunt cu prietenul meu, cu cel ce m-a creat, cu cel ce știe tot. Am să încep să-i povestesc toate lucrurile frumoase pe care le-am primit în viață. Îmi aduc aminte cu glas tare de prezența Lui în viața mea. Este dificil să-L localizez pe Dumnezeu chiar când trăiești evenimentele prezente, în mijlocul la tot felul de tulburări care se întâmplă cu tine în prezent. Dar când privești înapoi, așa ca într-un film, deodată începi să vezi tot felul de semne care îl arată pe Dumnezeu. Așa începe David, psalmul 42 de azi. Îmi aduc aminte, spune el, și-mi vărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înainteam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Așa începe. Îți aduce aminte cu glas tare tot ce a fost frumos în viață, începând de ieri și mergând înapoi, acolo unde reamintirile astea năvălesc singure în minte. Cum am crescut, prin ce am trecut, cum am fost păzit, cum am trecut pe lângă primejdii, cum am scăpat. Ți-aduce aminte așa de câteva lucruri din viață, numai câteva, că n-ai timp să-ți aduci aminte de zecile de mii de lucruri care îți vor putea veni în minte cu exercițiul ăsta. Mi-aduc aminte, la 10 ani m-a lovit o minge de fotbal în ochi. Era în 1969, sub comunism, în sărăcie. Până am ajuns cu tramvaiul acasă, nu mai vedeam cu ochiul acela. Îmi intrase sângele în spatele la cornee, înăuntru ochiului, și înghețase, se închegase acolo. Mi-am pierdut un ochi pentru restul vieții. Cum aveam să trăiesc un ochi? Ce școală mai făceam? M-aș mai fi căsătorit vreodată cu Cici? Aș mai fi avut pe cei 4 băieți? Aș mai fi avut experiențele pe care le-am avut? Am cunoscut de curând pe sora Anișoara, care a pierdut ambii ochi la 14 ani. Și Dumnezeu a întors blestemul ăsta într-o binecuvântare și a devenit ea oarbă, o lumină pentru fetele ei și o lumină pentru cei din jur. Dar pentru alții, majoritatea, o lovitură ca asta a însemnat moarte sufletească, intelectuală, spirituală. Ce va fi cu mine acum la 10 ani fără un ochi? Și pentru o minune, cineva din Germania a trimis peste noapte o soluție care, dacă era injectată imediat în ochi, 4-5 zile la rând, ar putea dizolva cheagul acela de sânge din spatele ochiului. Și la 6 zile, după aceea ieșeam din spital văzând. M-am întors la școală, la frații mei și la fotbal și la drumul pe care l-aveam de parcurs cu Dumnezeu. Ah, Dumnezeu! Dumnezeu, nici nu-L văzusem atunci la 10 ani. Probabil că mama, doctor, știa ce se întâmplă, o fi strigat o noapte întreagă pentru mine, dar eu nu vedeam atunci. Dar acum pot să dau filmul înapoi. Dumnezeul meu bun și milos, știu și văd și simt. Tu erai acolo în ziua aia. În 1969, tu erai acolo, tu mi-ai trimis scăpare. Din pricina ta, azi dimineața am deschis 2 ochi. Din pricina ta mă gândesc cu venerare la oameni ca sora Anișoara, care a putut să se ridice și fără ochi. Eu nu eram ea, eu nu știu ce aș fi făcut. Dumnezeul meu, când aveam 10 ani, te-ai atins de mine. Acum văd, acum știu. Și în timp ce-i povestesc Dumnezeului meu, prietenul meu, mântuitorul meu, zâmbește lângă mine larg, acolo lângă patul unde am îngenunchiat. Îmi spune zâmbind: Andrei, am așteptat nițel până să-ți aduci aminte de ziua aia. Am așteptat cam 50 de ani. Acum 50 de ani, să știi, la mine nu e mare lucru. A fost frumos, nu? Am știut în ziua aceea că peste 50 de ani mă vei invita să merg cu tine o zi și îmi vei aminti, plângând, ce frumos a fost. De ce plânge, Andrei? Ștergeți lacrimile și mai spunem ceva frumos, dacă toți suntem împreună.
Și atunci îi povestesc apoi lui Dumnezeu de frica pe care am avut-o ieri și mângâierea primită. Și mai povestesc și una și alta, și una de acum 50 de ani și alta de acum 50 de minute. Îmi aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii mine. Oh, ca David, îmi dau seama că m-am pus pe genunchi cu 15 minute rece și acum arde în mine inima, focul inimii. Eu și prietenul meu vom avea o zi grozavă astăzi. David își aduce aminte în psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. M-a pus pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Și mulți au văzut lucrul ăsta și s-au temut și s-au încrezut în Domnul și aduce și El aminte. Core își aduce aminte cu glas tare la rugăciune pe genunchi în psalmul 44. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri care să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că iubeai. Asaf se pleacă în rugăciune și începe să-și aducă aminte. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Era să mi se îndoaie piciorul, erau să-mi alunece pașii. Își depană el înaintea lui Dumnezeu amintirile. Asaf își varsă inima în rugăciune și aduce aminte de necazuri, de bucurii. Psalmul 76. Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, El mă va asculta în ziua necazului meu, caut pe Domnul. Noaptea, mâinile îmi stau întinse. Sufletul meu nu vrea mângâiere, mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine. Tu îmi ții ploapele deschise, de mult ce mă frământ. Mă gândesc la zilele de mult, la anii de odinioară, mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna? Nu va mai fi El binevoitor? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufere, că dreapta celui preanal nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale, voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte, care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru. Și Asaf nici nu-și dă seama cum i s-a schimbat inima în timp ce își aduce aminte. David merge cu aducerea asta aminte foarte departe, pe când era în pântecele mamei lui, în psalmul 139. Și așa îi povestești lui Dumnezeu tot ce a fost frumos, de oameni frumoși cu care te-ai întâlnit, de oameni care au avut multă influență în viața ta. În ziua asta specială. În ziua asta te vei mai opri de 2 sau 3 ori să vorbești cu Dumnezeu singur, izolat de alte activități. Te oprești la rugăciunea 2 ore, mai târziu, după o pauză. Nu te apuci să te rogi. Te apuci să povestești. Este va fi acum altceva decât dimineață. Acum îți aduci aminte de dezamăgirile personale care le-ai avut, eșecurile tale, căderile tale. Acum la ce e bună asta în rugăciune? Psalmul 32 începe astfel. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci s-a mărturisit păcatul meu, nu mi-am ascuns fără de lege, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Asta este o rețetă pentru bucurie și vindecare, aducerea mintea căderilor cu voce tare, în rugăciune, lângă prietenul tău, prietenul tău căruia i-ai spus dimineața mai devreme tot ce a fost frumos. Acum va sta ca preot lângă tine
și îți va asculta mărturisirea, confesiunea. Când asta e făcută cu inima și cu minte, de acolo te vei scula altfel decât ai plecat. Cât ai tăcut, erai la presiune chiar și nu știai. Când pleci, vei pleca liber, fără vină, ca pasăre. Și prietenul tău, Dumnezeu, nu va auzi fapte și păcate. Asta le știa deja. Nu-i spui nimic care să nu știe. Prietenul tău va asculta inima ta, va asculta durerea cu care vorbești, va auzi lacrimile cu care îi spui ce îi spui. Dumnezeul meu, ai fost acolo ieri, ieri atunci, știi, când m-ai văzut? Cum de-am ajuns așa? Erai acolo acum 2 ani. Nu am putut să spun asta la nimeni. E așa o rușine, mi-e frică să mai aduc și aminte. Dumnezeul meu, mâinile mele au făcut asta. Ochii mei, gura mea. Nu încep rugăciunea asta cu iartă-mă și îmi pare rău. Doar îi povestesc singur în cameră cu Dumnezeu. Îți deschizi inima. Nu te oprești repede. Aici e partea cea mai dificilă a rugăciunii de azi. Îți va veni de 10 ori să te ridici să faci altceva. Dar îți forțezi inima să se deschidă încet, încet. Vrei să o golești. Să o golești de cât mai multe mizerii de acolo. Le-ai ținut destul, închise, uitate, apăsând. Azi, în ziua asta specială cu Dumnezeu, le vei arunca peste Dumnezeul tău. Și gândește-te foarte bine. Nu le poți doar arunca afară. Trebuie să le transfere asupra cuiva. După bucuria care i-a făcut-o lui Iisus dimineața, când i-ai tot povestit de tot ce a fost frumos, acum îi vei face durere și bucurie. Fiecare amintire a ta este o amintire a Lui. Fiecare mizeria ta este o lovitură dată Lui. Fiecare eliberare a ta este o povară în inima Lui. Va fi 30 de minute de transfer de gemete și dureri de la tine la El. Dar să știi bine că El a vrut clipa asta. Când l-a invitat la o zi de plimbare, l-a nădăjduit că îl vei lovi o vreme cu toate mizerile și durerile pe care le-ai cărat. El nu și-a întors fața când a fost scuipat de dușmanii lui, când a fost pălmuit de cei ce-l urau. Astăzi, acum va fi scuipat de cineva care îl iubește. Va fi lovit de unul care dorește să fie cu el. Nu-și va întoarce fața. Îi vei povesti cum te-ai rănit singur, cum te-ai murdărit. Și asta e partea ușoară, dar acum îți vei lua curaj. Vine partea cea mai dureroasă. Nu vei pleca încă. Vine un munte de durere. Păcatele tale n-au fost doar ale tale, au stricat pe alții. Îi vei spune acum lui Dumnezeu răul pe care l-ai lăsat și l-ai adus peste copiii tăi. Fica ta a ajuns unde este, nu doar din pricina ei. Tu erai umbrela de protecție. Îi vei spune lui Dumnezeu ce ai făcut ei și băieților tăi prin tot ce ai lăsat să intre în inimă, în viață, în casa ta, acolo unde trebuia tu să fii un zid de protecție. Poate că ești doar tânăr. Îi vei spune lui Dumnezeu cum ți-ai rănit mama sau tată, frate sau soră. Îi vei spune lui cum ai rănit biserica lui Dumnezeu în crederea care ți s-a dat. Fiecare lucru pe care îl vei spune este o durere pentru Dumnezeu de lângă tine. Fiecare spusă este o liberare pentru tine. Nu îi spui că nu ai să mai faci. Nu este nevoie să-i spui că îți pare rău. Spusele sunt doar vorbe. Dacă îți pare rău, el va simți toată durerea pe care o ai. Tu vei simți durerea. Vei vrea să fugi din cameră, dar el, Iisus, te oprește. Vrea să soarbă tot paharul ăsta amar pe care îl ai de dat lui în ziua asta magnifică a umblării cu Dumnezeu. Poți sta cât vrei să plângi pentru răul din inimă, din viața celor dragi, pentru o travă care ai creat, și el stă lângă tine și plânge cu tine. Dar să știi, are și o bucurie enormă cu cât îi dai mai mult o travă. Păi gândește-te, tu ai un copil de 2 ani, să zici, și el este mușcat de o viperă otrăvitoare, moare, încet, încet, în câteva ore va muri. Dar vine cineva și spune, stai, îi fac o mică tăietură în mușcătura asta. Dar tăietura nu rezolvă nimic. Trebuie ca cineva să sugă o travă asta. Păi cine să o sugă? Se va otrăvi singur. Să o sugă de la copil la el. Să-l scape pe copil și să se otrăvească el.
Tu crezi că vei ezita măcar o secundă să faci asta pentru copilul tău? Nu te vei repezi să înghiți cât mai mult o travă? Orice picătură este mântuirea lui, orice picătură este viață pentru el, copilul tău. Dumnezeul tău și mântuitorul tău aștepta așa de demult clipa asta. Vezi, el putea oricând să soarbă toată mizeria, însă ce nu putea, nu putea să facă el prima tăietură. Asta este prerogativul tău, dreptul tău. Tu trebuia să deschizi rana și inima. Asta e tot ce puteai face. Iar el poate absorbi acum tot. Tu nu puteai vindeca. El nu putea rupe inima ta cu forță. Acum tu îți sfâși inima în fața lui și el se va otrăvi vindecându-te pe tine. Azi este într-adevăr o zi cu totul specială. Trebuie să-i faci durerea asta și bucuria asta enormă Dumnezeului, prietenului tău. Trebuie să-i faci bucuria de a vedea pe copilul lui scăpat de viperă, scăpat de o travă din el. Nu pleca, rămâi, mai plângeți împreună o vreme. Asta înseamnă confesiune și eliberare. Pentru tine este întâi durere și eliberare apoi. Pentru el este durere și bucurie. Îți vei lua apoi a treia pauză, cândva în timpul zilei. Al treilea timp de rugăciune. Îl întreb pe prietenul tău, pe Dumnezeu, ce aș putea face eu pentru tine azi? Dacă tu ai fi cel ce te rogi și eu cel care ascult rugăciunile tale, ce mi-ai spune? Ce îi cere de la mine? Ce ți-ar cere Dumnezeu azi să faci, să spui? Și aici îți vor veni în minte tot felul de imagini, figuri de oameni, circumstanțe, posibilități la care nu te gândești. Și ești atent la toate. Tatăl meu, mi-a venit în minte tatăl meu, mama mea, sora, fratele tău. Ce nevoie are el cu adevărat? Îi trebuie lui tata $1,000? Îi trebuie vindecare de cancer? Ce nevoie adâncă adevărată are? Dacă tu ai fi Dumnezeu și ai putea să-i faci o singură dorință, care ar fi? Dacă ar fi să le dai un singur lucru, ce le-ai da? Ce ai da fetei tale? Un singur lucru atât, alege un lucru cu care să-l dai. O mașină? Bunătate, inteligență, pocăință, lacrimi în ochi, bucurie, stabilitate, eliberare, ce ai da? Și începi să te rogi pentru unul și pentru altul. Te gândești la ce poți spune, la ce poți face azi pentru unul și altul. Îți vine imaginea mamei. A, mă voi scula de aici, îi voi da mamei o îmbrățișare și voi povesti o întâmplare, cum a fost ea o binecuvântare pentru mine. Tatălui tău, te vei duce la el și vei cere un sfat pe care știi de mult că vrea să ți-l dea, dar n-a avut cu cine vorbi până acum. Nu aveai, aveai urechile închise. Dar azi ți le-ai deschis față de el și îi vei face așa o bucurie. Altuia îi vei da un telefon și îi vei spune o vorbă bună. Și prietenul tău, Dumnezeul tău, care e lângă tine la rugăciune, îți va aduce aminte o mulțime de binefaceri pe care atunci când le faci lor, îi le faci lui. Acum îi vei face chiar o bucurie reală, pentru că ori de câte ori vei binecuvânta pe unul din copiii lui, pe el vei binecuvânta. Aici vei simți pe Iisus râzând și privindu-te așa cu un zâmbet așa de ciudat. Nu l-ai mai văzut niciodată cu felul ăsta timid de a zâmbi, el, Dumnezeu. Înțelegi ceva care foarte greu poate fi înțeles. Domnul îți este ție răscunoscător. Este o poziție așa ciudată și ireală și dificilă. Auzi o șoaptă, ușoară, ușoară. Andrei, mulțumesc. Am avut nevoie de mângâierea asta. Am avut nevoie să văd pe tatăl zâmbind, pe sora ta cântând. Îți mulțumesc. E, nu te-ai gândit tu în dimineața asta că vei trece până atâtea stări sufletești, că vei înțelege pe Dumnezeu altfel decât l-ai înțeles vreodată. Acum, în timpul zilei, vei avea activitățile tale normale, întrerupte de sesiunile astea de vorbire cu Dumnezeu, dar în toate activitățile tale vei invita pe Dumnezeu cu tine. Când prăjești ouă, îl vei invita să prăjească cu tine. Când ești la birou, la școală, pe drum, în mașină, când faci baie, dimineața ai citit psalmi și proverbe. Unul din psalmii aia vei vrea să-l înveți pe tot parcursul zilei sau poate un alt pasaj din Scriptură. Sau ceva din Matei 5, 6, 7, din Roman 6, 7, 8, din Corinteni 13, din Efeseni 3, toate epistola lui Iacov.
și în toate activitățile tale ai foaia de Biblie lângă tine și înveți și repeți. Poți face mâncare învățând cuvintele lui Dumnezeu. Te mai oprești câteodată, mai întrebi, mai ceri câte o lămurire. E Dumnezeu cu tine în bucătărie. Îți vei lua timp să cânți în mijlocul activităților tale. Când faci curat, când conduci mașina, când speli rufele, când repari acoperișul, cânți. Nu știi să cânți? Păi ce dacă nu știi? Poți cânta fără să știi să cânți. Prin cântare, prin cuvânt, îl vei invita pe Iisus în tot ceea ce faci, toată ziua. Și vine seara. Și aici e partea cea mai frumoasă și dificilă. Vei mânca de-abia a doua zi dimineață. Vei lăsa o noapte de post după o zi de post. Noaptea trecută n-a fost post, mâncase în seara. Noaptea asta va fi important. Trebuie să te pregătești ca tot ce ai acumulat în ziua asta să se transfere în timpul tău de noapte, în somn. La începutul serii vine o nevoie grozavă să mănânci. Aia nu e foame, să știi. E doar poftă. Nu este nimic adevărat în ea. Este presiunea de a încheia ziua de post înainte de a doua noapte. Dar dacă treci de presiunea asta, noaptea care vine va fi mai magică decât tot ce a fost. Vei începe tot cum ai făcut noaptea trecută. Vei murmura cântări în pat, încet pentru tine. Îți vei repeta psalmul care l-ai învățat în ziua aia. Vei întreba pe Dumnezeu cum se aplică una și alta și vei adormi cuvintele în cuvintele lui Dumnezeu. Cum a zis în psalmul 141, Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia minte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta, ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Jertfa de seară, rugăciunea de seară. Vei adormi lăsând pe Dumnezeu să-ți spună El apoi psalmul, să-ți spună El psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare, să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima, să-ți împlinească toate planurile tale. Și atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Și așa adormi cu prietenul tău, cu cel care l-a invitat la o întreagă zi să umble cu tine. Ar mai fi așa multe de spus despre o zi cu Domnul, dar a venit seara și după zi cu Dumnezeu trebuie și eu să mă pregătesc de seara asta magnifică. Dar săptămâna viitoare iar este o zi specială. Și eu și prietenul meu ne vom pregăti pentru ziua aia de stres, de pace, de lumină, de întuneric, de aventură și de odihnă. Încercați și voi, aveți un Dumnezeu care tot stă la ușă și ciocăne și bate. El spune, dacă aude cineva și îmi deschide ușa, eu voi intra și voi cina cu el și el va cina cu mine și vom avea din când în când una din zilele astea magnifice, magnifice. Asta puteți face în zilele astea de singurătate, să învățați cum să îl invitați pe Dumnezeu într-o zi de post și de vorbire cu El. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.